știi cum e, în viață nu ți oferă tot timpul ceea ce-ți dorești, dar pe de altă parte mi-a oferit că am doi băieți și amândoi sunt mijlocași. Joacă fotbal amândoi și amândoi sunt mijlocași. Dar unul din trei joacă la o rivală tradițională a Rapidului, nu? Da. La CSEA, nu? La CSEA Steaua, da. Este drumul lui în viață, are alt parcurs decât al meu. N-ai încercat să-l duci la Rapid? Sau e mai aproape? Știi, sau ce de ce a ales CSEA? Nu, n-am ales. Să-ți explic cum a fost. El era la New Stars, la școala lui Petre Marin. Da. Cu Ghionea. Au o școală foarte bună de fotbal. Și era acolo el, știi? Și într-o zi am primit un telefon de la George, de la Ugăraru, și mi-a zis că l-au văzut, i-au plăcut foarte mult, uh-huh, și că vor să facă parte din proiectul ăsta al juniorilor de acolo. Îți dai seama, l-am întrebat pe copil dacă ar vrea să meargă, uh-huh, să vadă cum e, și copilul a spus că da, s-a obișnuit acolo. Da, n-ai vorbit, nu știu, cu Nicolae, cu Maftei, cu bă, uite, Fimiu, îl vor și ăia, nu-l vreți la Rapid sau... Când a mers el la CSEA, nu, încă nu se dezvoltase, uh-huh, academia, nu era nici Vasile, nu era, mi se pare că nici Nico nu era președintele clubului. Și echipa era prin divizia C, probabil. Nu, echipa de seniori, nu? Nu, cred că era B. Divizia B. Nu mai știu exact cum a fost. Dar în orice caz, e drumul lui în viață. Eu am alt drum, am încercat să... Și cu ce echipă ține? Bine, cel nu mare, spune, nu, lasă, cu mai nu, crește cel mare, probabil. Îți dau cuvântul meu de onoare, da, că nu l-am întrebat niciodată, aha, cu ce echipă ține. Mai bine. Ce se întâmplă? Pe el, el e altfel. E un tip mai puțin mai introvertit. El nu prea... stau așa cu el să vorbesc despre fotbal, despre astea. E un tip care e profesionist, știi? Uh-huh. El nu are o echipă preferată, probabil că are de afară o echipă preferată, da, dar în schimb cel mic, frate, plânge. Pentru Rapid. Bă, plânge, deci e incredibil așa ceva. Plânge la propriu. Deci la propriu. Și deci nu când... se contrează între ei? Ba da, non-stop. Non-stop. E frumoasă între frații asta, da, rivalitatea, da, asta, da. Dar vreau să spun că cel mic, n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci nu există meci să nu tremure, să nu, când vine pe Giulești, se plânge transform. Când cu imnul ăla. Dar e... de unde a prins pasiunea? L-ai împins tu către? Nu, asta a venit din interiorul lui. Probabil că cerc de prieteni cu care merge la da, stadion. Da, probabil că am și mers și mai mult venind cu meciuri, tine pe stadion, da, văzând atmosfera. Da. Dar e trăirea lui, așa e el. Asta nu poți impune. Nu o poți imprima și nu o poți impune tu. Îl văd cum tremură la fiecare meci, la fiecare fază, când dă gol, urlă prin casă. Deci e incredibil așa ceva. Te vezi în tribună la CSEA cu fularul CSEA-ului fluturându-l, susținându-ți copilul? Fii atent, hai să-ți explic ceva. Ca orice părinte, îți dorești binele copilului. Clar, fără discuții. Deci, în orice moment, aș face orice sacrificiu pentru copiii mei. Deci e clar. Dacă consideră el că așa îi va fi binele lui, da, aș face orice. Deci, cred că latura asta umană a mea, familistă, care pentru copil aș face absolut orice. Dar și bine, cred că oricine ar face chestia asta. Să susții copilul nu trebuie neapărat să fluturi un steag. Sau... El m-a pus în situația, da, în situația ingrată. Nu, dar te duci acolo. Uite, eu am fost în situația asta, știi? M-am dus, băiatul meu juca la Steaua, era Steaua pe vremea aia, la un meci la Buftea, la Buftea sau la Mogoșea, finala campionatului național, și au venit părinții. Bă, au venit părinții cu steaguri, steag mare, roșu-albastru, cu fulare, cu... Eu n-aveam de astea acasă. Păi, și n-am țipat în galerie acolo, n-am luat steagul și făceam așa cu el. Păi copilul meu! Că eu sunt rapid, eu te înțeleg. Eu de-aia te-am și întrebat, bă, eu înțeleg, îți dorești binele copil. Adică eu acum, sau el, dacă mergem la meci și dă copilul gol și el a Steaua, ce faci? Nu te bucuri pentru copilul tău că tu ești rapidist? E normal până la urmă. Adică e clar că ăsta, Mugur Bolohan, prietenul nostru, da, e vicepreședintele clubului sportiv Rapid. A făcut glorie la Rapid. A jucat Metaloglobus cu Rapid. Era meci
oarecum decisiv pentru Rapid. Cu Miță Iosif, antrenor, să câștige ca să prindă primele șase. A dat copilul lui Bolo gol, normal că a sărit omul în sus. Sau Manu se bucura pentru fisul care era antrenor la Metaloglobus. Deci, orice tată își dorește ca copilul lui să fie mai bine decât el. Și să ajungă mai bine. Mai sus. Și mai sus. Da, asta... Doar, eu cred că doar să fii ipocrit să spui altceva. Corect. Părerea. Iar tu ești un om care spui lucrurilor pe nume. Da, dar n-am cum să spun că corect. Nu, că doresc rău copilului, că sunt rapidist. Corect. E viața mea, Rapid face parte din viața mea, a făcut parte din viața mea, face și va face cât voi trăi, că ăsta sunt. Dar ce-i rezervă copilului meu e cu totul altceva. Da, de unde pasiunea asta pentru Rapid? Ok, ai ajuns ca în două perioade jucător, dar e din copilărie. Din familie. Taică mi-a fost rapidist. Te revezi un pic în băiatul tău, cum făceai tu când erai mai tânăr? Da, nu cu atâta pasiune cu care el. Mm-hmm. Adică mă ofticam. Ce se întâmplă? Veneam la meciuri când eram mic, mă ducea taică meu mereu la meciuri și eram pasionat, dar nu eram așa înfocat cum îl văd pe el, mai ales că el a prins și perioada asta acum, când înțelege foarte bine tot ceea ce se întâmplă și Rapid s-a creat o emulație așa foarte mare cu Rapid. Stadion nou, cu stadion nou, suporteri tot timpul. Într-un timp foarte scurt. Da. Exact. Și plus că prin casă la mine găsește numai tricouri, geci, bluze cu Rapid, atunci e altceva pentru el. Noi nu aveam așa acces. Aveam, țin minte că aveam un steag cu Rapid de, nu știu cât avea, un metru pe un metru și ieșeam cu el pe afară să le fac în ciudă. Eram eu cu încă doi contra la 80 de steliști și 50 de dinamoviști. Da, da, da. Îți dai seama, astea erau vremurile. Na. Dar bine, zona unde stăm noi, nu știu dacă erai și pe vremea acolo, sunt foarte mulți rapidiști, chiar și brigada organizată. Eu am stat, când eram copil, am stat puțin mai în Pantelimon, în partea asta. Tot... Erau acolo, sunt mulți dinamoviști, mulți steliști, nu. Rapidiști sunt în partea aia mai... Da. Spre Titan încă. Când duci de la Titan spre Sălăjean. E și brigada Titan. Da, da, și da. Pe urmă cobor spre Vitan, la bombardieri și așa mai departe. Facem traseul brigăzilor fără probleme.